dimineața în mare fel. Wake up! La Radio 21. Ați auzit de propunerea legislativă de a interzice minorilor sub 16 ani să cumpere băuturi carbogazoase? Există o propunere unde tata a venit cu chestia asta și a zis ok, conține mult zahăr, în general sucul carbogazos, așa e specificat acolo, și poate ar fi mai bine să interzice minorilor sub 16 ani să consume asta. Și de asemenea o să... Propunerea spune că o să se ridice și prețurile pentru băuturile astea. Da, m-am auzit. Da, să se cumpere mai puțin. A fost și un material la seara la știrile Pro TV și era un nene care zicea: "Dom'le, dar stați un pic, de ce interziceți doar sucurile carbogazoase? Că există și sucuri plate, necarbogazoase, sucuri plate, care au exces de zahăr." Corect. Dar de ce nu interzicem cu totul? Să știi că sucul este o băutură de tranziție. Adică? Periculoasă. Azi bei Cico, mâine bei Palinco. Toată lumea știe. Tu dai seama că vor să le scumpească. Ce șmecher o să fii dacă o să ai cola? Băi, mi-am luat masă la club aseară și n-am luat toți cola. Am luat cola pentru tot clubul. Băi, dar știi cât mi-a venit nota? E fiță, da. Bă, știi cum o să se întâmple? Deci dacă faci sucurile acidulate ilegale, o să se bată lumea pe ele, că așa funcționează. Ar trebui să facem sistemul de învățământ ilegal. Să vezi cum o să învețe lumea pe la colțuri și o să învețe la negru. Sunt deștept, dar nu mai spune la nimeni. Umplem țara de olimpici. Dimineața în mare fel la Radio 21.